motivația de ce ați această carte? Dar înainte de a avem mai multe întrebări și poate ne spuneți puțin despre carte și... Da, nu uitați că la urmă puteți să o luați de acolo și da. Domnul Bacos că vă vezi și în autografe. Într-adevăr, cred că după ce toată lumea va fi uitat cu tot cu arhivarii, mica mea agitație pe scena diplomației românești, care mi-a ocupat totuși grosul părții fertile a vieții mele, am fost și am rămas un scriitor. Asta e totuși activitatea care mă bucură cel mai mult. Să cultiv limba română, să trec prin textele mele idei importante, sper eu, către un public mai larg, începând cu cel deja educat și cu apetitul de lectură exersat. Deci, deși mă persiflez adesea ca grafoman incontinent, deși îmi reproșesc că am scris cam prea mult, și asta deranja deja pe Leibniz, care spunea că era sătul de acest munte de cărți care continuă să crească, zicea el. Da, fără cărți suntem cu adevărat handicapați în fața istoriei pe care deja am produs-o. E una complexă, e una unde ai nevoie de o busolă permanentă. Și busola asta e pentru mine în bibliotecă și în cărțile pe care le scriu. Sunt un adept fără alternativă a fragmentarismului postmodern, a tradiției bosniciene. Nu mai face nimeni sistem azi. Nu mai are nimeni timp să citească ontologii, tratate de ontologie de 1000 de pagini sau nu știu ceva de felul științei logice a lui Hegel. Azi zapăm și citim eseuri. Cel puțin e formula care, după ce m-am încordat pentru o teză de doctorat, a devenit definitorie ceva mai mult. Iar temele mele de reflexie se regăsesc și în această carte, pentru că sunt recurente, sunt obsesive. Cum să devină respectabil o temă care nu te bântuie? Trebuie să nu te lase în pace, să nu consider că să nu-ți permite să spui te-am rezolvat, acum știu tot sau acum am închis subiectul. Și bineînțeles că e și aici o colecție de eseuri recente pe teme legate de șocul dintre creștinismul și tradiția creștină și secularizare, despre dificultățile populiste ale democrației și chiar un eseu mai lung, care e de fapt o carte abandonată, la sfârșit, despre triumful mediocrității în lumea actuală. Aveți un capitol și despre Viorica în acel... Să știți că, deși pot fi acuzat și de name dropping, totuși citesc altfel de nume. Adică nu am plăcerea imediatului. Sunt totuși un platon, un tip care s-a obișnuit să contemple lucrurile într-o lentilă de safir. Da. Q&A, nu știu. Da. Foarte interesant. Vorbeam la început cu domnul Baconski și spuneam că e așa dulce, acrișor, că ar trebui să fie un moment deosebit și mă amintesc, calculam eu când România a venit parte a UE, o să vină ziua în care România o să aibă președinția rotativă a Consiliului UE. Dar nici în gândurile mele cele mai negre. Și eu uneori pot să fiu și mai așa, mai negativist, nu am gândit că o să fie așa de trist. Iar domnul Baconski, nu știu, sper că nu cu omitorii politici despre asta, a zis că s-a bucurat că atunci când a primit invitația, că a avut un motiv real și motiv să nu fie acolo în seara asta, ci să fie cu noi și da, mulțumim. Da, asta era o conversație privată. Mă rog. Conservatorii sunt foarte atenți la frontiera între public și privat. Da. Dar oricum ne bucurăm că suntem aici și chiar dacă ne supără lucrurile astea publice, credem că sunt lucruri permanente care contează. Și indiferent cât de mult ne, cum se spune, acest tăvăluc la știrilor 24 de ore și comentarii și ultima postare răcutare și ultimul răspuns răcutare, sunt lucruri care transcend aceste lucruri. Și nu ne referim, bineînțeles, la valorile familiei, la valorile creștine,
dar și valorile despre care Burke, John Adams și ceilalți gânditori invocați aici le-au avut. Două întrebări care fiecare în sine poate să fie o temă de dezbatere și o să le spun acum și apoi o să mă gândesc puțin pentru răspuns concentrat. Pe de o parte, e această temă de 25 de ani, unii care spun există, se poate în spațiul românesc, care este majoritar ortodox, conservator, creștin democrat, să aibă rădăcină și o formă politică credibilă, sau Vatican II și tot ce înseamnă merge în spațiul respectiv, în spațiul eticii protestante sau în spațiul așa, dar la noi e cu totul altceva. E o discuție și am scris despre lucrul ăsta, să vă gândiți puțin, să ne spuneți, mai ales că se discută și acum în România. Nu doar noi cei de la Trilaterală, dar și alții se întreabă, domnule, cum am putea să îmbinăm într-un mod fericit? Și am văzut că în cartea scris despre lucrul ăsta, despre cei care prin fapte dovedesc credința lor. Ce se poate? A doua întrebare, mai ușoară ca prima, este asta. Este blestemat orice încercare de proiect politic activ care să îmbine valorile creștine și patriotice să ajungă tot în zona mișcării legionare? Există unii care consideră că, având în vedere că indiferent cum ai încercat să le asamblezi, tot cam pe acolo s-ar duce, pentru că așa este gândirea. Sunt foarte mulți care consideră că și astăzi filonul creștinilor, de exemplu filonul cel care au anumite poziții, au simpatii de acest fel. Cum ne ferim să ducem, înțeleg, așa. Dar înainte de a vă da ocazia să răspund aceste două întrebări, aș vrea să dăm ocazia la doi participanți să ne spună și dacă vor să ne spună ceva despre această întrebare. De ce pare conservatorismul antipatic? Domnul Gusti și domnul Uncu, dacă vreți un minut, două, să vezi așa chestii. De ce pare conservatorismul antipatic? Poate lor nu ce le pare de chiar. Da. Exact asta vreau să spun. Am văzut că domnul, amicul nostru, cum domnul Papa Hagi, când a lansat, a zis, dar mie nu-mi pare deloc antipatic. Nu este deloc antipatic. Dacă vreți așa o scurtă intervenție și apoi domnul Baconski să abordeze cele două întrebări și apoi o să continuăm cu alte întrebări de sală. Vă rog, domnul Gusi, domnul... Te rog, da. Poți să vii și aici în față sau cum te simți mai bine? Sau cum o simți mai bine? Microfonul este aici. Mulțumesc pentru introducere. Nu mulțumesc deloc pentru provocare. Cineva așa până neașteptat, nu vreau să spun ceva neapărat. Noroc că e o întrebare pe care pot să mă aderez. Dar o să leg de o reflexie pe care am făcut-o ascultându-o la început. Iar reflexia e următoarea. Mă gândesc că toată această tradiție conservatoare, care evident nu e neapărat legată de spațiul european sau anglosaxon, oricum, însă a avut dificultăți să răspundă unui orizont de așteptare a intelectualității românești, vorbind de partid conservator care nu avea o ideologie propriu-zisă, avea niște interese, era un pragmatism, sigur că avea o viziune despre lume, care de altfel, dacă o citim acum, o vedem destul de liberală, în sensul că era orientată spre proprietatea privată, etc., dar asta era legat de faptul că oamenii erau conservatori pentru că erau, să zicem, elitiști, dar controlau o serie de puteri, nu? Puterea economică, puterea politică, în mare parte, etc. Deci, conservatorismul lor era unul spontan. Și întrebarea e de ce ideile conservatoare azi par atât de rupte de contextul românesc. Și e evident că primul răspuns este pentru că n-ai ce să conservi. Pentru că postcomunismul a fost o luptă de a ne dezbăra din trecut pe care n-am putut să ne rupem. Și încercarea de a reface o continuitate, sigur, a fost extrem de dificilă. Dar al doilea motiv pentru care cred că avem acest sens al antipatiei, să zicem, vine din faptul că e clar că un partid politic conservator azi e de negândit. El pur și simplu, pentru că nu este secretat de actualele elite economice, etc., el nu poate fi posibil. Nu niște intelectuali fac un partid. Fac niște oameni care au aceste interese, au niște resurse, apoi pot aduna în jurul lor, din cauza valorilor lor spontane, reușesc să adune și o formă de a gândi conservatori în spațiu românesc, nu știu, francez, etc. Adică totul e legat de un context. Deci, pe de altă parte, și o să termin, pe de altă parte, aceste idei conservatoare cred eu că sunt extrem de utile
pentru a intra în mixul de, nu numai de dialog, de interpretare a realității românești. Ca să zic așa, ideile conservatoare azi cred că sunt valoroase nu pentru a fonda sau pentru a ajuta un partid politic, dar sunt extrem de valoroase pentru a ajuta o gândire la o analiză a realității românești, europene. Deci, în această dezbatere, se spune dezbatere de idei, dar e demonetizată aproape formula, în această încercare, pur și simplu, care e intelectuală, e la nivel chiar de cercetare. Pentru a înțelege prezentul, pentru a înțelege istorie, ai nevoie și de acest filon. Nu numai de el. Deci, eu cred că și de aceea toate partidele de centru, dreapta, europene și nu numai, sunt toate un complex de curente în care există o dimensiune conservatoare, una liberală, etc. Ele nu mai există. Chiar dacă fiecare poate să țină mai degrabă la o dimensiune dintre acestea, ele, de fapt, trăiesc într-o simbioză. Și cred că asta e foarte important. Politic trebuie găsit această simbioză, iar din punct de vedere intelectual, cei care sunt purtătorii acestei doctrine, consideră ca principala doctrină, ei trebuie să sunt foarte importanți mai degrabă în dezbaterea intelectuală, academică, decât în dezbaterea propriu-zis politică, pentru că ei, la nivel public, pur și simplu nu se pot face înțeleși. Și o să mai adaug ceva, pentru că domnul Bavonski a amintit foarte pe scurt această dimensiune a progresismului ca element de interpretare a trecutului. Dacă progresismul mult timp era orientat către utopii, vedem acum că el, în mare măsură, se hrănește dintr-o formă de interpretare a prezentului și mai ales a trecutului. El trăiește din asta, trăiește din capacitatea de a-i convinge pe ceilalți că trecutul a fost într-un anumit fel. Și atunci, paradoxal, există acum o tradiție, să zicem, progresistă, să zicem, de stânga, o tradiție foarte legată de o anumită interpretare a trecutului, și mai multă, sau o tradiție legată de interpretarea istoriei așa cum s-a scris ea cumva, fără a utiliza toate temele prezentului pentru a judeca și prejudeca la infinit trecutul. Și cred că din cauza asta, lupta de idei este, și aici cumva și în terenul meu mai multe competență, lupta de idei e o luptă între memorii. Și în mod permanent, în momentul în care o anumită dimensiune a memoriei câștigă, a câștigat și acea idee. De fapt, ideea, și atunci, în mod paradoxal, și progresismul se bazează totuși pe trecut. El spune, dacă în trecut anumite, știu eu, regimul s-au dovedit într-un anumit fel, atunci regimul de mâine trebuie și el să se asemene cu acele regimuri care au fost bune. Deci, lupta este pe această interpretare a trecutului mai mult decât pe o utopie pe care azi cred că numai această utopie tehnologică mai poate fi credibilă. Dincolo de acestea, avem această luptă între elemente de trecut. Am fost mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte! Aprob absolut, inclusiv amicul nostru, cum se spune că ideile conservatoare creștine nu pot reprezenta un vector politic actual. Domnul, vă rog. Bună seara! Sau ne? Am să-i răspund prietenului meu, Alexandru Gursin, domnul profesor, bună seara, domnul profesor, cu o singură remarcă, după aceea am să răspund între voi. Din punctul meu de vedere, progresismul nu se raportează la o tradiție, ci la tot la o utopie. Progresismul care în momentul de fapt să face ravagii în Europa cu pregătire occidentale și începe să mijească, virgulă, către Europa răsăriteană, se are extracții ale școlii de la Frankfurt, o utopie filozofică excepțional de bine pusă la punct, sfârșitul anilor 20, începutul anilor 30, n-am să intru acum în istoria școlii de la Frankfurt, și care previziona un viitor la fel de utopic precum viitorul pe care actualii progresiști, extrăgându-și esența din școala de la Frankfurt, îl previzionează pentru noi. De aceea nu cred că putem, cu tot respectul pe domnul profesor, să ne raportăm în ceea ce privește progresismul la o formulă de tip tradiționalist, vezi, Doamne, și la o raportare a trecutului și a memoriei ideilor. Da, este o memorie a ideilor, dar în cazul în speță ne referim la o idee născută moartă. Iar viitorul să ne demonstreze. Și aici putem polemiza chiar și în mediul public. Acum, ca să răspund
întrebării. Deci e antipatic. Mie nu mi-este antipatic deloc. Deci personal. Pare multul asta. Percepție, clar cum de percepție. Păi depinde cum ne poziționăm, în ce grup de interes al spațiului public ne poziționăm. Păi mie nu mi-este antipatic, cu siguranță, sau nici măcar nu-mi pare antipatic, din contră, iubesc conservatorismul, dar mi-este îngrozitor de antipatic modul în care stânga privește conservatorismul și se pare că este antipatic, este cu totul altceva. Și de aceea tema pe care noi ne-am propus, sau domnul Baconschi a întamat-o, a trebuit să lămurească această chestiune din ce postură privim conservatorismul, în așa fel să ni se pare simpatic sau antipatic. Pentru că evident că din postura stângi este complet antipatic. Și asta este o mare problemă. Dar aici mai apare o chestiune pe care vreau să o, și cu asta închei, pe care vreau să o subliniez. Conservatorismul, așa cum a spus domnul Baconschi, și antevorbitorul, într-adevăr, el nu este o ideologie. Nici nu și-a propus vreodată să fie o ideologie, pentru că nu are cum să fie o ideologie. Conservatorismul este un set de valori și principii care au fost extrase din analizarea realității obiective. Russell Kirk, Burke și toți cei mari, Milton Friedman, inclusiv sistemul economic introdus de Ronald Reagan în Statele Unite, cel Reaganomics. Pe ce s-a bazat? Pe observarea obiectivă a realității și găsirea unor soluții la fel de obiectivă la realitatea existentă. Ce fac celelalte și, în general, ideologiile, nu celelalte, ci ideologiile? Ideologiile sunt artefacte. Ele sunt niște idei de laborator gândite de 2, 3, 4, Marx, Engels, da? Adorno și așa mai departe, pe care ele transformă într-un speech public inserat în zona academică, unde se spală creierul, iertați-mi duritatea, tinerilor studenți, ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite după 1933, când Hitler a venit în Germania la putere și toată școala de la Frankfurt a zburat către Statele Unite și a populat toate marile universități americane. Și acum ne-am trezit că ne-am nimerit că progresismul american e cel mai puternic. Asta fac o paranteză. Deci, el este singura formulă, după părerea mea, și cea mai frecventabilă de a înțelege și interpreta realitatea. El, pentru că ea nu se bazează pe idei preconcepute, pe artefacte de laborator, care apoi să fie băgate pe gâtul oamenilor. Mulțumesc. Înainte de a revină domnul Baconschi, aș vrea să întrebăm pe Remus Stănase, dacă l-a întrebat și domnul Baconschi. Există vreun proiect de mers de traduce această carte deosebită a lui Russell Kirk, românește, The Conservative Mind, mintea conservativă? Există sau ce? Mentalitatea. Din câte știu eu, nu există. Și prevăd a fi un demers dificil. Kirk are o scriitură destul de greoaie. Dacă au izbutit să traduce pe Heidegger sau pe Deleuze sau pe, cred că, pe Derrida, cred că putem să le... Va fi nevoie de un bun cunoscător al limbii engleze de secol XIX mai degrabă și un bun cunoscător al și un obiectiv, un om obiectiv al științei politice pentru a interpreta... Deci tu te-ai pus să traduci? Că tu îndeplinești condițiile astea. Da, mulțumesc. Nu știu când o să mă... Când o să mi se facă vreo propunere. Cert este că, din punctul de vedere, stăm foarte rău. Sunt țări la care nu te-ai aștepta, precum Turcia, Brazilia, mai nou Italia. Brazilia, da. Păi, da. Olavul de Calvario, da. Acolo care a făcut tot ce a făcut. Da, dar nu prin, spunem, nu el sau cele 200 lui. De milioane de brazilieni ne-au luat înainte. Chiar și Italia, la sfârșitul anului trecut, a tradus cartea. Dar Kirk este tradus în Italia din anii 90. Îți fac mai exact la sfârșitul anului 80. Deci mai avem de așteptat, eu. Cu siguranță că este una dintre cărțile cele mai importante pe teme politice, care n-a fost tradusă românește. Și apropo de traduceri, de curând este din nou disponibilă prin librării în România despre democrație în America lui Tocqueville. Mulți ani nu a fost de găsit, dar acum se găsește din nou. Ștefan, l-a luat la librăria? Diverta. La Diverta, deci se găsește, apropo de o carte pe care, până se traduce Russell Kirk și nu a vrut citit direct în engleză sau franceză, încercați despre democrația în America. Domnul Baconschi, niște întrebări ușoare. Ce facem cu realitatea practică a ideilor acestora și cum ne ferim de măgărușul? Mă rog.
Încă o dată, cred că bunii conservatori nu pretind obiectivitatea de care vorbea domnul Uncu, ci realismul, care nu-i totul ăla. Da. Conectarea realității. Și dacă e să fim realiști, atunci vom fi primii care vom înțelege fenomenul de data asta și obiectiv de erodare a establishmentului politic. Vedem criza partidelor politice tradiționale, care se produce aproape în toate statele din Uniunea Europeană, din America și nu doar. Deci, întrebarea va fi dacă această erodare a centrului va lăsa loc doar pentru populisme de stânga și de dreapta, potențial foarte periculoase, pentru că populismul simulează realismul și îl simulează foarte bine, plăcut, într-un mod plăcut urechii, ca să zic așa, într-un mod aproape muzical. Deci e un pericol asta. Și întrebarea e dacă putem să aplicăm ceea ce aș numi înțelepciunea conservatoare unui proiect politic. Da, de ce nu? Dar în formula inevitabil combinată, complexă, de care vorbea și Alexandru Gusi. Pe ușa niciunui partid și pe laboratorul lui doctrinar nu mai poate sta o singură etichetă astăzi. Imposibil. Imposibil să nu fi intrat și gândirea politică și reflecția metodică asupra gândirii politice, prin știința politică, în această fază, să zicem, de hibridare, de un barbarism, de complexificare, nu? La care ne invită realitatea, ca adepții realismului conservator, trebuie să vedem acest lucru. S-au fărâmițat partidele, tensiunea și dicotomia structurantă, dreapta-stânga, devine tot mai irelevantă, există un apel al realității care cere fiecărui partid sau grup politic un set de răspunsuri și de politici publice și de dialog mult mai larg, mai toate partidele sunt în această societate, pe de o parte centrifugală și holistică, obligate să fie partide catch-all. Nu mai avem partide de clasă, de categorii sociale etanșe. Bun, că și în democrația postbelică a fost o voce politică, un vector al burgheziei europene, nu? Pe care nazismul n-a reușit să o distrugă complet și care s-a refăcut prin acest proiect. Dar cine mai e burghez, cine mai e proletar, cine mai e mare proprietar, funciar sau altfel, azi, nu? Trăim într-o societate în care toți jucăm mai multe roluri, avem mult mai multe apartenențe simultane, combinăm diverse sensibilități și suntem reticenți față de angajarea pe un unic drum. Și atunci când ne explicăm realitatea și atunci când votăm, de exemplu. Sau vedeți cum lucrează aceste swing states în alegerile americane, vedeți cum de multe ori hai să zicem centru burghez și care e șira spinării, masa de mijloc, nu, în orice democrație funcțională, basculează sau oscilează. Așa încât, mai degrabă, valorile morale legate de mentalitatea conservatoare ar trebui explicate, puse în perspectiva genealogiei lor istorice, nu, și totodată difuzate, dacă se poate, și prin exemple personale, nu doar prin cărți minunate sau prin teorii politice sau prin abordări etice ale unor realități abstracte. Conservatorul nu se îmbată cu apă rece și e fundamental un gentleman sau o lady. E persoana care, de fapt, cum spunea la Rochefoucauld despre l'honnête homme, ne se pique de rien. Nu e un fanatic, nu e un doctrinar unilateral, nu e cineva care are o mentalitate de anarhist apocaliptic, care anunță sfârșitul lumii sau care vrea să arunce lumea în aer sau care, tocmai, e cineva care
încă e capabil să vadă frumusețea creației lui Dumnezeu, natura ca pe o carte vizibilă, responsabilitatea morală față de resursele limitate ale planetei, etc., într-o formă nedogmatică. Nu e cineva care îți spune numai eu am dreptate, ci cineva care aduce și aduce și interlocutorul ideologizat și erător fanatizat pe teritoriul realității imediate, așa cum o vedem, nu cum o visăm, nu cum decretăm în mod normativ că ar trebui să fie. Și întrebarea cealaltă, apropo de relația cu trecutul, cum reușim în contextul românesc să avem o mișcare filozofică de gândire culturală, poate și politică, care să pună și pe valorile creștine, pe valorile naționale, cum se spune, fără a ajunge la gândirea, la practici care au marcat mult anii 30 și 40 și mulți înțeleg și toate. Da. Știu că e subiect vast, dar... Acum, după referatul pentru familie, s-a văzut un lucru. Bun. Un clivaj, să zicem. Și asta trebuie interpretat cum se cuvine. Nu triumfalist, nu defetist. Trebuie să vedem de ce s-a ajuns la rezultatul ăsta. Oricum, a ieșit la lumina rampei mediatice un bazin de vreo 3-4 milioane de români atașați valorilor tradiționale, care sunt creștine, în ce ne privește, să fie, nu sunt altele, asta e. Poate nu le place tuturor, dar asta e realitatea. Și s-a pus și problema. Acești oameni își fac un partid politic și așa. Eu aș vota un partid conservator cu o tentă creștin-democrată. Un partid... Sper să fim putem oferi cândva în urmă. Nu știu, eu aș vota un astfel de partid. Dar problema este cum disociezi un conservatorism românesc transformat în proiect politic. Suntem într-o democrație, fiecare are dreptul să se organizeze și să propună un mod de a guverna, nu? Până la urmă. Dar cum te despați de legionarism și de putinism? Astea sunt cele două chestii care pândesc pășunii și putinism, cum spune manifest. Cum să se poate? Deci, dacă un partid conservator devine vehiculul politic al unei atitudini anti-occidentale și care ne propune ca alternativă tradițiile despotice ale Asiei, e un eșec garantat și un mare pericol public. Dacă reușim un conservatorism politic pro-occidental, ba chiar apăsat pro-american, are votul meu în orice secundă. Și sprijinul meu intelectual atât cât îl pot furniza. Dar apele nu s-au limpezit. Și ce crezi că fi ca să se limpezeze? Sunt oameni care uzurpă valorile creștin-ortodoxe și ar vrea ca ele să fie un paravan sau o bază, și mai grav, pentru un revival, fie legionar, fie antioccidental. Nu? Asta nu-mi convine, asta e rău și de asta mă separ, din principiu. Dacă decantarea pe care o consider necesară și suficientă va avea loc, atunci cei 3 milioane de creștini, cu tot cu familiile lor tradiționale, au un spațiu de joc în democrația românească pe care nimeni nu îl poate închide. Adevăr, și asta este ideea că, spuneam la dat și într-o postare a grupului nostru, că noi va trebui să lucrăm și să ne încasăm uneori și dinspre o parte și spre alta. Pentru că, de o parte, refuzăm tot ce ține de fesenism, de modul ăsta bazat pe clientelă, pe corupție, pe mediocritate, pe inversarea valorilor. Pe de altă parte, nu îmbrățișăm, să zic așa, ideile astea, că totul ce e bun e de vreo 30 de ani încoace sau din 58, sau 68 încoace de la mișcarea asta de țară franceză sau așa mai departe. Progresismul, sau cum mai spun unii. Pe de altă parte, ne detașăm și de aceste idei care consideră că nu poți să fii patriot decât dacă ridici etnocentrismul la un rang. Domnul Bacoschi a fost galant ca de obicei, dar eu o să dau niște nume. Sunt unii care consideră că conservatorismul e întruchipat de domnul Dan Puric sau de ăsta acum mai nou, nici nu merită să-i numele cu
un partid nou care e interesant, care are aceeași temă ca armata rusă. Domnul ăsta care era cu România 3-0 și plăgea. Sau, și trebuie să navigăm. Deci drumul pe care ne-l asumăm intelectual, politic, sunt câteva pericole. Și de asta e important ca repere intelectuale, gânditori, oameni de acțiune, împreună să creionăm acest drum al mișcării conservatoare creștin-democrate românești. Aș vrea acum să avem câteva întrebări din sală. O să vă rog să fiți cât mai la obiect și dacă aveți întrebări pentru Remus Tănase și pentru domnul Baconschi, vă rog, te rog aici. Vorbește tare ca să se audă. Bună seara, Sorin Ciobanu este numele meu. Sunt ca persoană conservator moderat, ca orientare politică creștin-democrat. Am mai mult o afirmație decât o întrebare, apropo la ultima temă. Cred că pentru a nu cădea nici în partea legionară și nici în partea putinistă, soluția ca de altfel pentru toate problemele din România este educația. Și cred că această educație trebuie făcută atât la nivel de masă, cât și prin menționa ce înseamnă școală și sistemul de învățământ din România, dar și prin ce înseamnă bisericile creștine din România. Și trebuie spus foarte clar că dacă te consideri creștin, nu poți să fii de acord cu crima. Și că în momentul legionarii și mișcarea legionară a fost o mișcare criminală, care a produs crime împotriva cetățenilor României și nu poți să fii creștin, să-l susțin pe Putin, care uzează de tot felul de modalități și am văzut ce s-a întâmplat cu foștii spioni și cu ceilalți care sunt împotriva lui asasinați în plină stradă, fie la Moscova, fie în Londra, fie în altă parte. Și atunci, cred că opoziția asta față de crimă arată foarte clar care este drumul de urmat. Așa că dacă ești creștin și dacă ești conservator, nu poți să fii de acord cu asta și cele două se exclud din stat. Da. Dar interesant, apropo de asta, sunt unii că i-a întrebat, dom'le, dar cum rămâne cu faptul că Zerea Codreanu a murit prefectul de Iași? Nu că nu i-a n-a făcut asta, nu e clar. Și că în vremuri, în vremea aceea, PNL au murit mai mulți oameni decât mișcarea regională. Deci oameni educați, niște, există niște, apropo de rescrierea istoriei și cum se reîncearcă, și sunt niște nuanțe importante aici. Luciana, vrut să pui ceva sau să întreb ceva? Am o întrebare. Te rog. Și apoi în spate acolo. Da. Lucian Bădănescu sunt. Am sentimentul că un motiv pentru care conservatorismul pare antipatic și mie uneori mi este recunosc, este și din cauza vocilor isterice din partea unor conservatori. Și întrebarea mea este, cum reușim să facem să se audă mai degrabă vocea de centru a conservatorilor? Până răspunde domnul Baconschi, eu zic, asta ce noi să facem, nu doar în seara asta. Când am avut dialog cu domnul Alicică, cu domnul Canomir, încercăm să vorbim contexte în care valorile bune și oamenii care le pot transmite bine. De asta îl invit pe domnul Gusi să fie, să comunice, pentru că sunt oameni. De asta... Da. Așa e. În primul rând că extremismul duce la crimă, n-are cum să nu ducă acolo. A dus de prea multe ori ca să ne așteptăm la o excepție și să legitimăm în felul ăsta. În al doilea rând, și din punct de vedere fizic, urletul se aude mai repede și mai departe decât șoapta decenței. Trăim într-o cutie de rezonanță atâtor extremisme și atâtor exagerări, atâtor știri false și așa mai departe, încât e adevărat, ai putea spune, nu te mai poți face auzit, dar nu e așa, pentru că oboseala de ce se întâmplă e foarte extinsă. Are o bază de masă. Mai tot se simt victimele acestui carusel de isterii demonetizate, de altfel, banale, care nu produc decât zgomot zadarnic. Eu cred că o discuție despre moderație în politică, despre dialog, e încă o dată terapeutică în România, unde se mulțesc oamenii care, fiind în mod clar partizani, deci de o singură parte, deci unilaterali, deci oameni care privesc
realitatea cu ochelari de cal sau cu un singur ochi și care consideră că o văd pe toate și că numai ei o văd cum trebuie. Și să grăbesc sau să străduiesc să-ți o bage și ție pe gât în același, în formula îmbrățișată de ei, în mod dogmatic. Avem o problemă. Am scris acest articol, Arta pierdută a dialogului, pentru că România este o la ora actuală, n-aș vrea ca eu însumi să generalizez atâtea și atâtea nuanțe și excepții, dar e totuși o adunătură infernală de monologuri isterice care se ucid reciproc. Nu mai avem bucuria conversației, nu mai avem arta conversației, nu mai avem plăcerea de a ne convinge practic prin coprezența lângă un interlocutor valoros că nu știm tot, nu ne pricepem la orice, putem învăța oricând ceva nou, putem să ne schimbăm un punct de vedere dacă cineva ne aduce un argument și dacă noi îl lăsăm să ni-l aducă. Că dacă i-am închis gura înainte ca el să formuleze vreo obiecție, evident că nu progresează nimeni în redefinirea, resituarea propriilor opțiuni și așa mai departe. Deci, da, sunt patologii post-totalitare, da, suntem o societate profund traumatică, da, avem potențial nu doar de emigrare a celor mai competenți sau mai ambițioși, ci și de refacerea unui țesut național, comunitar, de o repunere în funcțiunea unei scări de valori normale, în care cine e mai cultivat, mai talentat, mai harnic, mai onest, conduce. Nu după o regulă meritocratică, că nu e realist, deci nu ești un bun conservator să crezi într-o meritocrație pură. Există fraudă, clientelism politic și scurtături necinstite și în societățile occidentale când e vorba de ascensorul social. Dar există mult mai mult respect, mult mai mult respect practic, cu consecințe pentru binele comun față de valoarea certificată. Prin diplome care înseamnă ceva, prin efort, prin afirmarea unor talente, prin creații de orice natură. Deci, cred că dezbaterile publice, reînvățarea dialogului pe baza unui set de valori conservatoare, încă o dată spun, are și o valență terapeutică, da? Psihoterapeutică la scară colectivă. Degeaba avem social media. Dacă și acolo nu facem decât să monologăm, dacă și acolo nu acceptăm. Eu detest să mă prezint în orice ordine, începând cu cea morală, ca exemplu. Dar, sincer, ca tehnică, măcar ca să nu mă plictisesc, încerc cu, în lista mea de prieteni de pe Facebook, am toate sensibilitățile politice. Atei, agnostici, oameni de stânga, oameni de... De ce? Păi, da, mi se pare mult mai distractiv, mult mai plăcut să ai un dialog contrastant, bazat pe argumente diferite, numai cu oameni care... Și bă, asta am constatat că mă costă și cred că și pe tine, Lucian, când vrei să practici moderația și să rămâi în echilibru, într-un bun echilibru, sunt unii care mă reproșează, de fapt toată lumea se reproșează, toți fanaticii acestei mici lumi românești, conectați sau nu la fanatisme externe, îți reproșează bunul simț. Nu pot să fac din bunul meu simț un handicap. Vreau să fac din el o armă de reeducare socială, nici de reeducare, mai putem vorbi după Pitești. Nu știu, de regăsire, să zicem, a savorii vieții comune. A vieții împreună. Eu știu că oamenii mari vorbesc despre idei, nu despre alții. Dar ca o corolară al întrebării Lucian, dacă ar fi să... Când dumneavoastră vreți să citiți sau să ascultați vocea unui conservator român, de ce nu isteric, cu excepția persoanelor din sală și amicului comun, Papa Hagi, puteți să ne mai indicați sau două, trei nume din... Nu știu. Adică neapărat politic, dar oameni din sfera... din cei care scriu, din jurnalism, cât mai există, din sfera bisericii, oameni care considerați că au această îmbinare dintre calități. Dacă puteți, dacă doriți. Nu poți, că orice top provoacă... are o misiune și provoacă nedreptăți nedorite, să știu eu. Citești trei și nu... Deci nu, nu-mi place să fac...
liste din astea, nici măcar albe. Dar fără îndoială că românii sunt conservatori care se urăsc pe ei înșiși. Pentru că n-au reușit să facă cuplarea, cuplajul cu conservatorismul occidental. Avem un complex al Occidentului pe care nu-l rezolvăm mai rapid, tocmai pentru că nu avem o punte solidă de legătură între elitele noastre și cele conservatoare luminate din Occident. Încă o dată, și acolo apar falsuri, felul de diformități, de imposturi și așa mai departe. Adică trebuie să fim... Dar avem atâția uriași pe umerii cărora ne putem cățăra, încât putem privi foarte departe. Dar deocamdată n-am făcut ascensiunea. Da. Eu am fost trist, de exemplu, că Remus, pe imediat, a fost trist că, de exemplu, în acel grup care a generat programațiile de la Paris din 2017, un moment extraordinar, nu era nicio Europa în care credem, nu era niciun român. Deși cred că intelectual și ca vreodată ar fi fost persoană. Dar e un minus. Dar poate, poate la următoarea ocazie. Te rog, Remus, și apoi domnul Cristi Vaida. Te rog. Eu aș dori să îmi spun părerea cu privire la ultima întrebare. Nu am reținut numele domnului Lucian. Părerea mea este că nu există conservator radical. Conservatorul este prin definiție moderat. Conservatorul autentic. Da, un conservator autentic. Deci prima întrebare care a trebuit pusă este cel care țipă mai tare și se autodeclară conservator, chiar este conservator? Pentru că nu există radicalism în conservatorism. Radicalismul vine de la radix, din latină. A merge la rădăcină. Și conservatorul este de părere că în orice societate, în orice timp și spațiu, sunt elemente bune și elemente rele. Trebuie dat la o parte ceea ce este negativ de ceea ce este pozitiv. Și trebuie construit și mers înainte cu ceea ce este pozitiv. Deci nu se poate da totul la o parte, pentru că nu mai este conservatorism ăla, abordarea respectivă. Bine punctat. Vă rog, vorbiți tare ca să o dă până aici în față. Panaceu, după referendum și în fața acidității criticilor dinspre zona secularistă, tot mai consistentă, mai zgomotoasă, mi se pare că toți creștinii din România, de toate confesiunile și bisericile, s-au apropiat, au învățat să conlucreze și își spun așa, cu un mod surprinzător, că referința comună pe nume Iisus Hristos e destul de amplă. Adică constituie o bază, totuși, de dialog, nu? Mai puțin îngustă decât s-ar crede. Prin urmare, eu văd un nou capitol. S-au spart barierele confesionale, nu mai există... Și există sentimentul unui pericol comun care pretinde o reacție concertată între diversele comunități creștine din România. Mi se pare că acest lucru
a început să funcționeze. Bun, ne putem întreba în ce măsură diferitele ierarhii sau conduceri de comunități religioase sunt încântate de această evoluție. Dar eu o văd ca pe o evoluție și totodată o văd ca pe o tentativă spontană de solidarizare a diferitelor comunități mai presus de clivajele confesionale, care trebuie să capete și o dimensiune internațională, nu doar internă. Apropo, două chestiuni rapide aș vrea să menționez și eu apropo de asta. Unul, că chiar și noi care zicem, suntem aici în față și Montenegrin sau invitații noștri reprezentăm cele trei curente mari ale creștinismului de 200 de ani și deci fondul comun și etosul comun este mult mai puternic decât preferințele și interpretările teologice specifice fiecărui biserici și tradiții și ăsta e un semn care trebuie dat în continuare. Și de asemenea spune că m-am bucurat că în ultimii ani am văzut diferite voci din diferite zone. Dacă nu greșesc, este la Oradea, am văzut un lider neocatolic care are poziționări foarte bune. Aici în București și nu numai în București, purtătorul de cuvânt al romano-catolicilor Francesc Doboș și mi se pare că devine o voce nu doar puternică, dar bine articulată și în niciun caz isterică, dar clar asumată. Și cred că decât să criticăm rău, e foarte bine să promovăm modelele bune. Vă rog. Aici pot să dau microfonul, că se zic în față să mă ajute. Numele și... Da, Mihai Radulescu. Bună seara. Nu am specific o întrebare, am câteva constatări și poate idei. În primul rând, aș vrea să revin la ultima întrebare și să spun că mi s-ar părea, adică mi se pare relativ periculos să facem diferențieri de genul conservatorism de tip ortodox, conservatorism de tip greco-catolic, conservatorism catolic. Adică asta mi se pare puțin periculos, eu zic că conservatorismul este conservatorism și trebuie să aibă, așa cum zicea și Cristian, legătură mai mult cu creștinismul decât cu, să spunem așa, anumite interpretări teologice ale instituțiilor care reprezintă creștinismul, da, catolicism, protestanți, ortodoxi. De ce conservatorismul pare antipatic? Ok, sunt de acord, mie nu-mi pare antipatic, dar de ce li se pare multora antipatic? Eu cred că lipsește un caracterul militant al conservatorismului. Da. Asta cred că e un minus major. De ce conservatorismul pare antipatic sau pentru unii chiar este antipatic? Hai să pun întrebarea aia, probabil că ați văzut-o în foarte multe filme americane. Cum îmi dau seama că sunt gay? Dacă mă uit la un film cu gay, sunt gay? Așa se pune și întrebarea la conservatorism. Cum îmi dau seama că sunt conservator? Cred că asta ar fi prima întrebare la care ar trebui să răspundem. Da? Cum îmi dau seama că sunt conservator? Asta ar fi unul. Și doi, cum propag ceea ce am extras din această întrebare, adică răspunsul, cum îl propag în mase. Pentru că de multe ori, practic asta este o caracteristică a conservatorismului, de a fi legat foarte mult de elite, da? Cum zicea domnul Baconski, conservatorii sunt lady and gentlemen, da? Ei se întâlnesc la o anume, să spunem așa, secvența societății. Da. Ce legătură are secvența aia cu marea masă, cu piața, ca să spunem așa. Da. Deci iată, trebuie cumva să ne debarasăm puțin de această caracteristică a conservatorismului și să-l adaptăm puțin la realitatea, dacă conservatorii, da, vrem să păstrăm, dar să reformăm. Sau să reformăm și să păstrăm esența. Cred că asta ar trebui să facem. Părerea mea și o ultimă chestie pe care vreau să o spun așa pur și simplu ca și informație, presupun că unii dintre noastre o știu, legat de tehnologie și
conservatorism și progres. Pentru mine progresul este una și progresismul este altceva. Pentru mine progresul înseamnă Elon Musk. Nu știu dacă toată lumea știe, dar Elon Musk este conservator. Da? Face parte din echipa lui Trump. Este foarte conservator. Progresism înseamnă drepturile LGBT, ideologia de gen și așa mai departe, dar sunt două chestiuni diferite. Da? Vă mulțumesc! E evident că atunci când vorbim de ladies and gentlemen, nu vorbim acum de titlul nobiliare aristocratice, ci de cea noblețea sufletului. Nu neapărat. Pentru că poți să fii un om simplu sau cum se spune cineva că o bătrână dintr-un oraș sau dintr-un fund de țară, în simplitatea și autenticitatea ei, poate să fie un spirit mai înalt. Și nu la întâmplare am avut exemplul Elisabeta Elizea, care a dat un exemplu de demnitate și de noblețe mai mult decât mulți oameni care aveau titlurile sau educația formală. Vreți să spuneți ceva sau domnul Hopăr? Nu, eu aud deseori acest comentariu. Domnule Pacoschi, nu vă supărați, urmează o salvă de Alice, v-ați ridicat prea sus. Trebuie să mai să punem un bemol asupra oricărei crime de elitism. Eu rămân încăpățânat elitism. Mi se pare că intelectualii oricărei națiuni trebuie să se ducă ei cât de sus pot și asta e. Au forță de tracțiune și media va crește. Nu să tot negocieze scăderi, diluări, compromisuri din astea care te condamnă în final să nu te mai exprimi prin idei, ci prin lozinci, în cazul cel mai bun. Poți să ajungi și la jurături. Deci, pe de altă parte, scuze, nu e un curs în 12 ședințe despre istoria conservatorismului. Putem zăbovi, sigur. Iată cum crede conservatorul, de pildă, că nu există un progres moral decât la nivelul individului, prin eforturile lui de autoșlefuire lăuntrică și de interacțiune mai bună cu ceilalți, prin contribuția lui mai consistentă la binele comun. Dar nu un progres moral constant al speciei. Există un progres moral, un progres tehnologic și științific necesar și indiscutabil, care însă a dus și la Hiroshima și la Auschwitz și așa mai departe. Deci nu există o relație cauzală între progresul presupus moral al speciei și progresul ei științific sau tehnologic. Sunt multe aspecte care merită o dezbatere separată, dar aici am plecat de la încercarea de a găsi, măcar pe Facebook, un șef de companie românească care să sponsorizeze o traducere competentă din The Conservative Mind. Poate că cineva o fi urmărit și discuția asta și o să spună, dom'le, cât costă în fond așa ceva? Nu prea mult, cred că se poate face. Și pe de altă parte să luăm pulsul unui mic și distins grup de oameni care, în general, sunt pe linia asta. Dar ce faci dacă... Adică e important să invitați și oameni de altă sensibilitate la aceste reuniuni, ca să vedem cum gândesc, să vedem ce ne spun, să pot găsi forme civilizate de dialog și cu atât mai interesante între oameni care gândesc diferit. Te rog. Eu aș dori doar să răspund, sau nu neapărat să răspund, să interoghez mai mult prima întrebare a domnului. Scuze, nu mai rețin numele. Eu cred că dacă dorim să începem să spunem dacă suntem sau nu conservatori, ar trebui să răspundem la două întrebări. Prima, ne place vinul mai vechi? Și a doua, dacă considerăm că drumul mai scurt este cel cunoscut. Conservatorul preferă, după cum am precizat deja, cunoscutul necunoscutului. Preferă să meargă, adică să vadă pe lumină decât să nu vadă pe întuneric. Bineînțeles, este vorba de lumina experienței generațiilor din urmă. Da. Domnul Pacoschi, apropo de carte, și până se găsește cineva care să sponsorizeze un traducător, dacă ar fi să și mulți tine, dacă ar fi să dați două, trei titluri care sunt deja românești, autor român, care ar ajuta, nu știu, care să-i ajute să înțeleagă aceste idei,
Eu am pomenit despre democrația în America, cartea a lui Tocqueville. Ce două trituri care să recomandați, sau mai multe dacă doriți, de cărți care să dea consistență sau care să dea un profil? Uite, Alexandru Gussi, dragul meu prieten, mi-a recomandat-o pe Chantal Delsol, care este o gânditoare politică din Franța, cu cărți până azi, nu? Deși are de acum o vârstă, nu-i așa, Alexandru? Dacă e colosală, iarăși o autoare care ar trebui tradusă de urgență în România. Dar din ce-i tradus deja sau ce avem? Din ce avem deja? Păi, din ce avem, nu știu, Homer. Aristotel. Da, putea să fie un bun început. Sau chiar și reflexiile asupra revoluției franceze ale Edmund Burke, care, repet, sunt primul vaccin anti-tetanos făcut după marele pojar iacobin. Deci, da, înapoi la clasici, sigur că da. Domnul Bagosu, care este un excelent vorbitor de portugheză, dacă nu mă înșel. Și text. Ok. Dar oricum, e în zona... Și asta e un altă... Eu mi-aș dori să învăț portugheza, dar asta e o altă discuție, dar mic am vrut. Cu pronunția vă ajut. Cu pronunția e perfectă, așa? Una dintre sugestiile mele ar fi Olavo de Carvalho, care este un excepțional conservator, cel care l-a adus la putere ca să ne lămurim și în ultimii 30 de ani, cel puțin 30 de ani... Pe acest extremist fascist, pe Bolsonaro. Da. Da? Și care are o sumă de cărți. Eu am mai găsit ceva traducere în limba engleză. Se pare că l-a pus la punct și pe Dughi, nu? În România, în La Humanitas, a apărut o carte absolut superbă, emblematică, între doi, să spunem, creștini, da, un duginist, adică Dughin, așa? Duginistul Dughin, așa? Putinistul Dughinist. Așa, și Olavo de Carvalho. Și am intrat într-un dialog. Se numește, imediat vă spun, are un titlu absolut, mă rog, neinspirat, ca să nu spun altfel, Globalizarea Statele Unite și efectul globalizării. Așa era, dar Humanitas, este de-a dreptul, mă rog. Dar în momentul în care încep să-l citești, este incredibil ce se întâmplă acolo. Sigur că Olavo îl face, după părerea mea, praf. Da, da, cu o mare eleganță. Cu eleganță. Mă rog, nu chiar întotdeauna cu eleganță. Olavo de Carvalho, fiind cel care, într-un interviu celebru, de altfel, la un moment dat explică, este întrebat, ce te faci dacă unul dintre interlocutori din sală te face fascist? Direct, nu, sunteți un fascist. Și Olavo de Carvalho nu s-a putut abține și a zis, dacă eu sunt fascist, mama ta este, direct, da, o femeie ușoară, ca să ne lămurim. Și a fost întrebat, deci nu sunteți în stare să duceți un dialog. Ba nu, tu nu ești în stare să duci un dialog, pentru că dacă tu îmi atribui mie prin afinitate relația cu fascismul, atunci faptul că mama ta e o femeie ușoară este un lucru absolut admirabil. Cred că în ultimele luni mulți dintre noi am fost făcut fasciști. Asta pentru că stânga nu are întotdeauna monopolul în jurul. Da, și cărțile mele, să știți, să le recomand cu o surprinzătoare căldură. Da. Dacă n-aș citit, bineînțeles. Da, apropo că în seria asta Doxologia sunt mai multe cărți și dumneavoastră astea sunt cărți. Două, dar sunt, de dumneavoastră, dar sunt Ciosul Mamahace, Creștinul Cetate și altele. Deci seria asta Doxologia, deci nu doar cartea asta pe care... Gabriel Surcăruș și... Adrian Papahage. Da, Creștinul Cetate. Adrian Papahage și... Da, e o serie, și de altfel, editura Doxologia are un catalog foarte bun, foarte bun, în general, pe teologie, științe sociale, antropologie. Aici de microfon, dar nu pentru că noi credem în affirmative action, dar am dorit să aibă curaj și niște doamne, domnișoare, să întrebe ceva, că... Și anume, ori suntem întotdeauna taxați că... egalitatea de gen. Nu egalitatea de gen, ci noi credem în egalitatea de șansă. Este o mare diferență. Cel mai penibil e să spui și acum să vorbească și doamnele. Ne încurajăm pentru că se întâmplă lucrul ăsta din diverse motive și de multe ori se întâmplă să... Voi nici nu dați voie să vorbească, da, păi altceva. Și de retrograz. Și noi de asta am insistat, Alexandru, să fie pe primul rând aici, că nu e... Da. Bun, vă rog, numele și întrebarea sau... Edmond Roman, mă numesc. Am ajuns să bagăm despre zona fascistă, mai grubă, mai serios. Dar ne-am raportat mereu la ideea de democrație creștină, conservată.
Acum să încerc să fac apel un pic și la abilitatea fostului diplomat. Ambasador sunt și azi, că am arătat gradul ăsta diplomat. Cu asta se moare. N-am ce să fac. Da. Occidentul produce astăzi mai multe tipuri, cred, de creștini democrație, sau cel puțin așa este ea împachetată public. Celebra axă Berlin-Paris, care practic a construit un euro, dar și o mai nouă axă care pare să fie apărut de vreo două zile. Italo-poloneză. Italo-poloneză, exact. Roma-Varșovia. Poziționările, cred că, sunt foarte diferite, ba chiar aș spune opuse în aparență. Și nu știu dacă au același fundament doctrinar. Cum interpretați dumneavoastră chestiunea asta? Da. Ca să scurtăm și să devenim superficiali, creștin-democrația fondată de părinții Uniunii Europene s-a diluat și a luat-o spre stânga, spre centru stânga, dar a devenit foarte liberală în sens american în ultimii 15 ani. Asta e un fapt. Și atunci nu prea mai putem vorbi de creștin-democrație în sensul pe care i l-au dat Adenauer, Schumann și alții de Gasperi și toți ceilalți corifei, să zicem, ai gândirii creștin-democrate. Ce vedem în Est e un fel de recuperare prin catolicism, iată două state catolice, Italia și Polonia, acestui referențial creștin, care a fost după adoptarea Constituției Europene, care nu pomenește în preambulul ei de creștinism, nici de tradiție iudeo-creștină. E o recuperare de genul ăsta. Pe de altă parte, ce vedem este că la un pas de Brexit, Parisul și Berlinul încheie, aprofundează complementaritatea celor două economii și politici, pregătind la Aachen, într-un foarte carolingian punct simbolic al Europei celor șase, a fondatorilor, pregătind un nou tratat după cel de la Elisee, un nou tratat bilateral franco-german după cel de la Elisee din 1958. Deci, văd o întărire dincolo de creștinism a forței, a tandemului franco-german și o reacție culturală mai ideologică, mai apăsat conservatoare chiar din Europa de Est, cu o punte posibilă între Roma și Varșovia. Ioan Paul al II-lea a făcut drumul de la Varșovia la Roma și retur. Să vedem acum însă ce apare pe această pasarelă, pentru că mi-e teamă că nici nu prea mai avem la îndemână personalități de anvergura asta. Dacă am ajuns la partea de experiență și expertă noastră de ambasador, două întrebări punctuale și cred că pe mulți ar interesa. Nu tot subiectul Brexit, dar dacă credeți că se va ajunge totuși la un acord, să se va ajunge la un nou deal Brexit, părerea noastră, și apropo de ce ați pomenit, am văzut că a fost domnul Macron la Berlin acum câteva zile și după declarația ați luat ceva de felul acesta, ne dorim o Europa mai suverană, mai democratică. Europa mai suverană, poate, cum traduceți, mai ales că sunteți, în care cunoașteți bine cultura și diplomația și tot ce traduceți. Deci, crezi că și da, acum, e că vorbim de prea multe în aceeași seară și asta e o chestie, sigur, destul de subiectele zilei, specifică că nouă, da, nu ne putem concentra prea mult pe un subiect. Nu știu dacă Brexit va avea sau nu loc. Acum, mâine, poimine, răspoimine, e votul, nu? Parlamentul britanic. Deci trebuie să vedem dacă doamna May, care a pus pe masă deal-ul obținut de guvernul ei, va primi ratificarea Parlamentului. Dacă nu, sunt unul dintre cei care regretă o ieșire a Marii Britanii, care respectă, pe de altă parte, opțiunea, nu mi se pare democratic să spui că poporul a votat prost sau că e tâmpit. Trebuie să înțelegi că
în democrație intră și riscul unor distorsiuni electorale generate de discursul populist sau de fake news sau de... Asta e. E un risc asumat, dacă vrei alegeri libere. Nu poți să spui. Dar e adevărat, pe de altă parte, că Europa, când danezii sau irlandezii n-au votat bine, i-a pus să voteze de nou. Mm-hmm. Se pare că cu britanicii e puțin mai... Mă rog, mai asta greu de democrație să europeană. Faci chestia asta. Dar, una, poate spun, i-am văzut și pe foarte mulți conservatori români care devin eurosceptici. Una este să vezi limitele birocrației bruxeleze și până la urmă, să zicem, această pierdere de sufletire a proiectului european și alta este să devii un anti-european. Când pentru noi e o șansă istorică, fără alternativă, ceea ce nu înseamnă nici să nu vedem sau să nu ne exprimăm prin aleșii noștri sau direct, orice alt canal, rezerve, critici, propuneri de ameliorare a unor mecanisme și mai departe. În același timp, să ții la o altă 500, mă rog, acum nu vor mai fi 500 de milioane, dar oricum 400 și de milioane de cetățeni într-un număr, în aceeași organizație politică atât de structurată, de matură deja, nu e un lucru simplu. Adică numai cine ignoră cu desăvârșire complexitatea acestui efort de menținere la oaltă, poate să devină un critic de ăsta bulevardier al Uniunii Europene. Uniunea Europeană care așa și așa, cațavencii noștri care se inflamează și încep... Bun. Până la urmă, puțină competență nu strică, apropo de bazele unui euroscepticism cât de cât argumentat. Poți să fii critic al Uniunii, dar nu dacă devii anti-european, din punctul meu de vedere, faci un deserviciu major României. Aici aș avea o remarcă. E foarte important, pentru că subiectul, după părerea mea, Uniunii Europene, este unul foarte sensibil. Da, și trebuie... Domnul, vă mulțumesc pentru că îi dați curs, dar aici a fost o diversiune. Am înțeles, noi mai dau gata. Nu, dar reduce cine știe unde ne reduce. Da, da, nu, poate vorbim despre Elon Musk, by the way. Așa, băiat bun. Nu, ideea... Nu? Merge? S-aude? Da. Din punctul meu de vedere, lucrurile ție foarte clar. Este evident că pentru România, ceea ce sunt 100% de partea domnului Baconschi, România nu are altă variantă decât Uniunea Europeană. Întrebarea este... Și n-a. Și n-a, bun, evident. Da. După părerea mea... NATO a fost înainte. Sigur că da, evident că a fost înainte. Ca să nu mai vorbim de parteneriatul strategic cu Statele Unite, care după părerea mea e cel mai important. Dar asta e o altă discuție. Nu, e vorba de reformarea Uniunii Europene după formulele ACR, adică ACRE, actualul ACRE. Adică Alianța Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul Uniunii Europene. N-am simțit acum amănunte. Ceea ce provoacă anumite crispări pe care, până la un punct, trebuie să le înțelegem în legătură cu acest tip de Uniune Europeană, cu cel despre care eu vorbesc, este că această Uniune Europeană tinde către abolirea tuturor suveranităților statelor membre și delegarea lor către Bruxelles sau către Uniunea Europeană ca entitate superioară politică. Aici este marea problemă. Ceea ce spune ACRE, printre altele, este că Uniunea Europeană este absolut necesară, sunt lucruri extraordinar de bune în Uniunea Europeană și le trebuie să rămână și trebuie dezvoltate pe mai departe, dar să ieșim din această retorică a Uniunii Europene de tip politic. Mai ales că această Uniune Europeană politică, deci de Uniune politică, susceptibilă să se transforme în viziunea unora în Statele Unite ale Uniunii Europene, este impregnată de retorica și ideologia stângii progresiste. Despre asta e vorba. Deci o reformare a Uniunii Europene. Acum, totuși, despre Statele Unite ale Europei a vorbit în premieră Churchill, care nu era exemplu clasic de socialist. Dar care l-a aplaudat pe Stalin, dar mă rog, nu chiar l-a aplaudat, dar l-a cauționat. Bine, da. Acum... I-a cedat, mă. Da, e clar că nu am vrut neapărat să deviem, dar vrem să profităm de prezența noastră, mai ales că sunt așa niște teme și declarațiile lui Macron și toate și importante. Remus vrea să spună ceva și apoi mai pentru una sau două întrebări și apoi vom trece la autografe.
dacă îmi dați un pic. Doresc să aduc o perspectivă istorică asupra întrebării domnului referitoare la alianța dintre Italia și Polonia. Ernest Gellner, când a scris lucrarea sa despre națiune și statele națiune, a catalogat formarea statelor națiune în funcție de câteva criterii, printre care și amintirea unui trecut istoric măreț. Nu contează cât de depărtat, dar măreț. Eu, studiind secolul al XIX-lea, o parte a gândirii politice din Italia, am putut observa în scrisori, în ziare, în abordări, o sensibilitate a naționaliștilor italieni față de soarta națiunii Polone. Și o reciprocitate la un anumit nivel din partea polonezilor. Adică Polonia era sora răstignită, împărțită, după cum a fost împărțirea Poloniei, și Italia era împărțită. Mă rog, cum considerau eu că era împărțită. Dar vedeau această apropiere. Astăzi, sunt sigur că apropierea dintre o anumită parte politică a Italiei și a Poloniei vine și din acest punct de vedere. Vine și din această parte. Eu, studiind mai mulți ani în Italia, am avut de-a face și cu diferite personaje. Și am putut lua cunoștință cu, mă rog, anumite scrieri de anumite medii online. Și chestiunea se susține în continuare, cel puțin în lumea italiană. Cea poloneză nu știu, pentru că nu cunosc poloneza. Deci sunt mai multe explicații, nu doar... Vă rog acolo în spate, vorbiți tare ca să auzim. Și apoi încă o întrebare rapid și... Vă rog. În interesul Mandolini am ascultat cu mare interes discuția și am o întrebare la parte în care se zicea despre riscuri unei create mișcări conservatoare în România. Din opinia mea, optimism tot ce miroase Rusie din România din cauza datorită faptului, datorită poziției geografice și istoria României, nu văd că un mare risc. Parte și la alta, riscul de neoliberalism după 80 de ani de campanie în prezent la ideile de atunci, nu cred și asta că va fi un mare risc. Și dacă în anii 30 crime au fost făcute totuși pentru binele poporului și țării, invizibil sau nu, riscul mai mare în zilele noastre este individualism, că crimele sunt făcute pentru îmbogățire personală. Cum a feri un nou mișcare, partid conservator România de corupție, că este boala care afectează toate partidele politice actuale de România. Mulțumesc! Deci cum... Ce să zic? Ar fi totuși un partid cu membrii respectoși cu o bună parte din sumarul decalogului, mă gândesc. Nu știu. Tot ar fi un pas înainte. Nu în totalitate, dar cât de cât. Nu, e o autocenzură a creștinului care totuși, având relația cu Dumnezeu și socotind că există o ordine și o autoritate peste opțiunile lui, peste raza lui de libertate individuală, peste ce poate el înțelege din viitor sau din trecutul lui, se abține de la... Adică are o etică totuși, altceva, așa cum după mine omul educat are o autocenzură când vine vorba de porcării. Adică ce să faci? Ești implicit, impregnat de o tradiție morală, de o imagine de sine. Adică ai niște limite. Dar asta nu înseamnă că mari porcării nu au fost comise de oameni super educați și mai departe. Erudiții sunt scuzabili, pentru că ăștia de obicei sunt în afara acțiunii. Da. Vă rog. Ați menționat mai la ce putință de
pe fondul istoric, ultimii 70 de ani, întrebarea e, în spațiul european vestic, au ideile conservatoare, în mediile academice, o circulație mai intensă, mai semnificativă, mai populare, dincolo de numărul mai mare de traduceri. Prefer la spațiul academic. Da, acum diferența este că există mai multe catedre și centre de cercetare dedicate istoriei ideilor care fac și arheologia, să zicem, acestui filon în lungul drum al gândirii europene, dar nu e neapărat la modă. La modă, în mediile academice, sunt mai degrabă alte viziuni, alte filozofii, fie legate de filozofia analitică și de tradiția empiristă, anglosaxonă, fie de alte sisteme de referință. Dar un conservatorism care reajunge pe scena culturii și la media chiar, e întreținut mai degrabă de acești corifei de tip Paul Johnson sau Roger Scruton, care, sigur, cât eu mai ține Dumnezeu, dar sunt extrem de... Acum, ștafeta e preluată parțial de Jordan Peterson și așa mai departe. Ați văzut, poate, un dialog pus pe YouTube între cei doi, nu știu, de ce e importantă frumusețea sau așa ceva, nu era tema, care au avut iarăși foarte, foarte multe vizualizări. O predică, să zicem, conservatoare foarte populară face Prager University, asta care Dennis Prager a fost și la București, călătorește în toată lumea, dar într-adevăr a reușit cu chestiile lui de 5 minute care explică clar și destul de competent. Mici teme, clenciuri, probleme legate de... Sau explică cum vede conservatorul chestiunea A, B, C, D, probleme care frământă, evident, societățile occidentale și care noastre. Prageru are, iarăși, a sărit de 1 miliard de vizualizări, ceea ce spune ceva, adică spune ceva și despre marketingul genial făcut de Dennis Prager, care e într-adevăr și un om de marketing, dar ne spune și că există un interes mai larg în fie de recuperare a gândirii, fie de descoperire a gândirii conservatoare și că el nu stă doar într-un fel de Dead Poet Society, nu știu, undeva în frac și în redingotă, nu. Ideile conservatoare au o circulație globală ca orice alt flux de idei. Pentru că suntem în era circulației globale a ideilor. Eu doar un răspuns parțial privitor la Italia, când cunosc cât de cât, să spunem, situația de acolo. Italia este este culturalmente la stânga. Hegemonia culturală preconizată sau dorită de Gramsci în Italia se aplică de plin. Ideile conservatoare rezistă în câteva insule. De obicei, nu instituționale. Sunt oameni privați care finanțează sau pun sufletul la răspândirea ideilor conservatoare. Și aici m-a corectat domnul Unco. La Italia aveam în minte când am spus în țări în care nu te aștepta ca mintea conservatoare, de conservative mind, să fie traduse. Nu Brazilia, la Italia mă gândeam. Tocmai din acest considere al stângii care domină cultural și academic și mediatic Italia. Da. Știm că majoritatea universităților vestice, fie că vorbim de Europa sau de America, în spațiul academic sunt foarte puțini conservatori. E și toată povestea asta, că sistemul are un mod al lui de a promova ceea ce este deja și de a depărta. Și știți prin ce a trecut și crece Peterson. Dar e clar că sunt voci multe puternice care... Domnul Bacu, să mai prețui o întrebare?
Sunt multitasking, dar... Da. O întrebare pe care o să vă spun și cred că interesează pentru mulți. Și mi-a generat tot ce a spus de două mai devreme. A spus mai devreme despre etica creștină care trebuie să dea un răspuns și să păzească de anumite extreme și comportamente nepotrivite. Și mai pomeneați la un dat când ați spus despre referendum de colaborarea dintre diverse biserici care trebuie să vadă referendum nici ca un ceva defectist, nici ca triumfalist. Nu doar ca diplomat, ci mai ales ca intelectual creștin și ca om al bisericii. Care ar fi niște jaloane sau niște atitudini care în anii următori ar trebui să, nu știu, să jaloane, să ajute, să faciliteze colaborarea dintre aceste spirite creștine, indiferent de denominația, și nu doar pentru chestiuni filozofice politice, ci și acțiune caritabilă. Cam pe ce fundament credeți că s-a luat? Știu că a scris despre asta, a studiat despre asta, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Apropo de civilizația creștină. Cred că toată lumea s-a săturat de programe, adică și de programări. De acum o să facem așa, așa și așa. Mizez mult pe spontaneitatea acestei solidarități între creștini, adică pe naturalul ei, pe naturalețea ei, pe firescul ei. Nu cred că, sigur, n-au decât ierarhiile să mă contacte și în afara celebrei săptămâni de rugăciune ecumenică. O dată pe an, în mod excepțional, acceptăm să stăm unii lângă alții. Mărturia creștină către lumea de azi este de fiecare zi, trebuie să ia fără îndoială și forme practice, trebuie să ne permită ca rod al libertății și bucuria unei descoperiri reciproce. Cine nu e solid instalat în tradiția lui, acela se teme de dialogul interconfesional și intercreștin. Până la urmă, nu am ca ortodox niciun fel de emoție. Descoperă să cu fratern interes specificul, savoarea, tradiția locală și generală a fiecărei biserici creștine și sunt foarte bucuros de această evoluție. Adică asta trebuie fără doar continuat, dar cu scrupulul evident de a nu face prozelitism. Adică de a nu sta în preajma unui frate de-al tău din altă confesiune și de a încerca să îl pescuiești de acolo ca să-l aduci în bazinul tău. Asta poate să ducă la multe sminteri, cum se zice, și la otrăvirea unor relații normale. Remus, dacă vrei să spui încă la final despre concursul de eseuri Russell Kirk și unde pot... Deci există și pagina Russell Kirk România, da, în care sunt sante. Și știu că sunt și niște profesori de științe politice, poate încurajați pe studenții noastre să aplice, dar mai spune o dată despre concursul. Da. Termenul este până la 1 februarie, dar probabil dacă vom primi eseuri și după le vom accepta. Despre, este intitulat Russell Kirk, conservatorismul și lucrurile permanente. Se pleacă de la acest titlu și se poate explora cum se dorește. Sunt invitați tineri cercetători, și persoane de vârsta a doua și a treia, nu asta este important. Important este a patra, nu? De dincolo. Important este să nu fie persoane deja cu un background cultural și intelectual solid. Deci oameni care ori sunt la începutul drumului intelectual, ori o fac din pasiune. Și găsiți mai multe detalii pe pagina Russell Kirk România, pe Facebook. Mulțumim foarte mult, foarte mult. Ladies not first, ladies last. Încă o dată o șansă vrea o doamnă, vă rog, acolo în spate. Dar nu ajunge microfonul până acolo. Trebuie să-ți mai în față sau să vrei mai tare. Mulțumesc, Cristina. Bună seara, Cristina Ogaru. Este prima oară când mi se vorbesc, pentru că mi se dă voi. În general am inițiativa, nu am... mi s-a părut în seara asta, că mai important să ascult. M-aș referi exact la titlul conferinței. De ce este antipatic conservatorismul? Mi se pare că este, explicația este la fel, de ce este antipatic creștinismul.
pentru că presupune o anumită sobrietate, o anumită asceză, o anumită disciplină interioară și în comportament, efortul de desăvârșire, un creștin este efortul de dezvoltare personală, psihologie, sau de a atinge maximul personal de dezvoltare a minții și de educare a celor, că practic efortul este și pentru cei care ne urmează, generația următoare. În același principiu îi educăm și pe ei. Dacă. Iar Jordan Peterson este într-adevăr un foarte bun exemplu de cât de inconfortabil poate să fie pentru cineva să fie, să aibă alte principii, să aibă principii conservatoare într-o lume în care relativismul moral, în principal, și relativismul ideilor, este un mas, să zic, sau ceva foarte confortabil. Cam atât. Foarte bine. Mai ales că e legătura despre generații și despre că la urma urmei și despre efortul interior și personal fiecăruia. Domnul Baposchi, ultimul cuvânt. Nu pot să am impolitețe. Ultimul cuvânt. Aplauze. Așa e. Dar sperăm că o să reveniți în aceste dialoguri și o să facem, mai ales că urmează, vreau să mai întreb și despre alte, dar și cu alte cărți, și da. Urmează alegerile europarlamentare și multe alte lucruri de aceste dialoguri. Vă rog, puteți cumpăra cartea acolo din spate și aici domnul Baconski vă așteaptă la...